Versari cu această nouă frizură, parcă ar fi un mohican care vrea să răpună reduta croată. Să vedem atacul lui Dinamo, centrare pentru la viitoare de capul lui Max Niculae, este gol pentru Dinamo, gol Ionel Dănciulescu, Dinamo începe în forță meciul din Croația, Dănciulescu, omul care a ratat penalt din partida tur la 2-2, se revanșează acum și își confirmă forma de senzație pe care traversează, o formă arătată și la media și unde a dat un gol și o pasă decisivă. Ionel Dănciulescu înscrie pentru 1-0 și acum Dinamo este calificat în play-off-ul Europa League. Vedem acțiunea dinamovistă cu centrarea lui Torge și lovitoarea de rabă lui Niculae respinge Câcleț până la Dănciulescu și golgheterul all-time al lui, golgheterul lui Dinamo, Ionel Dănciulescu, 194 de goluri în Liga 1 Bergenbir, deschide scorul 1-0 așadar pentru Dinamo. Ce șut a prins Dănciulescu, a ajuns la 16 goluri marcate pentru Dinamo în cupele europene, doar alți doi jucători au mai multe reușite în cupele europene pentru albi-roșii. Dudu Georgescu a marcat 17, iar Claudiu Niculescu, bunul prieten al lui Ionel Dănciulescu, are 18 goluri înscrise. Doi dintre dinamoviștii care Câinii Roșii au reușit o singură dată din 8 încercări să întoarcă soarta calificării după o remiță pe teren propriu. Și asta s-a întâmplat tocmai în sezonul de 1971-72 cu Spartak Târnava. După 0-0 acasă a urmat un 2-2 în deplasare. Golubar este la minge, o pasă pentru micuțul Șafarici, un jucător de 1,66 m. Din nou Șafarici greșește pasa, Alexe aproape de posedare, Șafarici din nou. Dinamoviștii trebuie să fie foarte, foarte atenți. O pasă pentru Tkalci și intervine extraordinar Bălgrădean. Din păcate este 1-1. Egalează croații prin Iosip Golubar. O neatenție în apărarea dinamovistă, așa cum Dănciulescu la faza de 0-1 nu a fost marcat suficient de atent. La fel acum Iosip Golubar era mult prea liber acolo, a putut relua în forță. Aduce egalarea Iosip Golubar pentru Vartex. Și din nou Dinamo trebuie să iasă la joc, să atace, pentru că la acest scor Vartex este calificat în play-off-ul Europa League. Vedem momentul în care apare foarte bine Clavin, șutul său este parat de Bărgrădean. Vuhinez nu reușește să împingă mingea, foarte bine din spate Golubar și restabilește egalitatea. Este 1-1 și avem din nou emoții. Șutul i-a aparținut lui Glavina. El a fost cel care a șutat. Bălgrădean a respins balonul până la Golubar. Este însă de remarcat și pasa foarte bună dată de Sacer pentru Glavina. Dinamo obligată să iasă din nou la joc. A fost o pasă a Stelei. Să vedem dacă va reuși să-l păcălească pe Cârcleț, așa cum a reușit cu Tătărușanu. Cătălin Munteanu s-a îndepărtat de balon. Cu siguranță că va fi un șut. Este o poziție foarte bună pentru Torje și el are o revanșă de luat după meciul din Turca și Dănciulescu. Torje și Cârcleț respinge. Este gol! Gol Cătălin Munteanu! 2-1 pentru Dinamo. Albi-roșii preiau din nou avantajul în acest meci retur cu Varaj din marchează Cătălin Munteanu după o lovitură liberă executată însă foarte bine de Gabi Torje. Și se vede treaba că meciul cu cei de la Gazmetan Media și-a reprezentat momentul descătușării pentru dinamoviști. Cătălin Munteanu a înscris atunci din penalt, el a deschis practic festivalul de goluri de pe terenul celor de la Gazmetan. Acum iată marchează un gol care o aduce din nou pe Dinamo mai aproape de play-off-ul Europa League. Foarte bună și execuția lui Gabi Torje. S-a întins după această minge Câcleț, a respins însă până la Cătălin Munteanu și Dinamo conduce din nou acum 2-1 pentru echipa lui Ciobotariu. Câcleț extrem de supărat pe colegii săi la această fază, le reproșa și pe bună dreptate faptul că l-au scăpat din marcaj pe Munteanu, însă și Bălgrădean ar avea ce să le reproșeze cu echipierilor săi după faza din minutul 14 în care Golubar a marcat pentru 1-1, ceea ce este important este faptul